După alegerile locale din vară, când la conducerea primăriei Deva a venit Petru Mărginean, firmele de casă ale fostului edil șef, care căpușau bugetul local, au început să renunțe rând pe rând la contractele încheiate cu fosta administrație locală. La sfârșitul lunii august, Andrei Marton, președinte al clubului sportiv Mureșul Deva, a solicitat rezilierea de comun acord a contractului de concesiune încheiat în anul 2007 între municipiul Deva și clubul de fotbal. A rămas în urma lui un stadion ruină. Asta după ce, timp de mai bine de 5 ani, fostul primar și grupul său de consilieri susținători a pompat zeci de miliarde de lei vechi. De câteva zile, stadionul a fost transferat temporar în administrarea Colegiului Național Sportiv Cetate Deva, pentru ca în sfârșit atleții hunedoreni să aibă unde se antrena. Este crimă acolo, vestiarele, pista și mai ales această pistă de unde de 40 de ani sportivii se antrenează fără o pistă adecvată. Și cu toate astea au avut foarte multe rezultate. Vă mulțumesc! Iar stadionul a fost distrus cu bună știință și furat din el și concesionat la absolut toți indivizii care fac afaceri în jurul stadionului. Și ceea ce vă spun acum, cu toată responsabilitatea și mi-argumentez fiecare vorbă. Dacă vreți, de aici plecăm și vizităm stadionul să vedeți cum arată. Și ce depozit de materiale de construcții și acuiz materialele, și ce construcții s-au făcut, și ce parcări s-au făcut în jurul stadionului. Că cineva din Deva, acești băieți deștepți, conduși de câțiva infractori, au furat stadionul și l-au distrus. Investiții făcute în grupurile sanitare care sunt praf. O bună parte dintre consilierii locali care, prin votul lor, au acceptat distrugerea stadionului, sunt și acum în funcție. Unul dintre noi aleși locali a cerut ca aceștia să fie trași la răspundere pentru fapta lor. În viitoarea ședință, dacă dumneavoastră solicitați, voi veni cu toată baza de argumente, de adresele pentru concesiune acestui teren, prima concesiune, a doua concesiune sau câte mama naibii de concesiune au fost, să vedem cui au fost alocate aceste concesiuni, cum le-au administrat, iar nu cred că este de datoria primarului și a dumneavoastră, domnului consilier, să tragem pe cineva la răspundere. Sunt atâtea instituții abilitate ale statului care iau bani grei din bugetul României. Și pentru unii își fac treaba, iar pentru alții nu își fac treaba. Păi rugăm public să-și facă treaba și pentru acești infractori. În acest moment, primăria Deva nu are suficiente fonduri pentru a reabilita stadionul lăsat de izbeliște de firma de casă a fostului edil șef al Devei, dar speră ca baza sportivă să fie preluată în administrare de o firmă serioasă, un posibil investitor de bună credință, interesat să investească în sport și implicit în modernizarea bazei sportive municipale. Până atunci, la începutul anului viitor, primăria Deva va aloca fondurile necesare reparării și amenajării pistei de atletism.